Bună ziua, vă spun din nou. Am hotărât să fac un filmuleț cu puișorii de 2,5 luni. Au fost mai mulți, am mai vândut din ei. Aceștia care au mai rămas vreau să vi arăt. Dintre cei 7 care mai am, o să selectez 2-3 femeluțe. Cel mai probabil aceasta. Poate chiar și aceasta cu urechile lungi. Aceasta ca se ridică foarte frumos. I-am făcut niște semne în ureche ca să știu de unde i-am scos pe fiecare în parte. Acești puișori provin din linia mea. Sunt din acest mascul. Din masculul meu cel mai bătrân. Din cele două femele crescute de mine de mici. Tot așa au fost prezentate și ele de micuțe. Și le-ați văzut și evoluția. Una este una dintre mame și cea de-a doua. Ia uitați ce femelă mare și frumoasă. O poziție excelentă. Am vorbit și eu să mă înscriu în Asociația Crescătorilor de Iepuri și Păsări și ce mai e animale mici, cum eu mai zice, la Sibiu. În cel mai scurt timp o să merg la o întâlnire cu președintele asociației. Deci în curând toate animăluțele mele o să fie tatuate și cu certificate de origine. O să vizionez niște iepuri tatuați de la cei mai mari crescători din țară. Și o să încerc să merg și eu la expoziții. Și așa dedic foarte mult timp pentru creșterea iepurilor și eu iubesc foarte mult. Cred că a sosit timpul să trec la alt nivel. Oricum, vânzările la mine nu au fost o problemă, am avut tot timpul clienți. Deci, ia uitați ce poziție are. Ia uitați cum s-a lăsat acum. Deci, din astea 7, o să mai țin 3 femeluțe. Am 2 masculi de linie de sânge străin. Până la anul, în aprilie, o să aibă 8 luni fiecare. O să pot să le împerechez. Da. Să mai las încă puțin, să le puteți vedea ca lumea. Ia uitați-o pe asta. Ia uitați-o ce ureche are. Ia uitați-o pe asta. Asta sigur o să o țin. Deci la 2,5 luni, eu zic că sunt foarte bine dezvoltați. Ia uitați. Dragele lui tata, vă mulțumesc frumos. Și aștept cu nerăbdare să crească, să pot să vi le arăt și la alte vârste.